deschiderea parcului Constantin Brâncoveanu, cel mai mare hub de atracții și recreere din România, reprezintă pentru orașul Horezul cel mai important proiect de până acum. În acest moment se desfășoară lucrări pentru construirea unui patinoar de 300 de metri pătrați, o scenă și un anfiteatru în aer liber cu o capacitate de 400 de locuri. De asemenea, pe timp de iarnă, parcul va beneficia de o tiroliană, o pârtie și tunuri de zăpadă pentru săniuși. Primăria orașului Horezul demarează o investiție remarcabilă care va redefini întreaga zonă, devenind o resursă semnificativă atât pentru comunitate cât și pentru turiști, cu un impact major în domeniul turismului. Proiectul de construire a unui parc de agrement și recreere, finanțat cu fonduri europene, se apropie de final, atingând un procent semnificativ de realizare. Acesta va fi cel mai impresionant parc din România, ocupând o suprafață de 3 hectare și este destinat recreării. Proiectul include dotări unice, cum ar fi un patinoar de 300 de metri pătrați, o scenă și un anfiteatru în aer liber cu o capacitate de 400 de locuri, tiroliană, pârtie și tunuri de zăpadă pentru săniuși în timpul iernii, cu o înălțime de 7 metri, spații de fitness în aer liber, zone de promenadă, foișoare de observare și foișoare pentru activități recreative ce vor completa oferta parcului. Suntem o fază finală. Suntem o fază finală pentru că, deci până în iunie îl dăm în folosință, peste 80% realizat deja. Și în ce constă? E un parc pe 3 hectare, cu anfiteatru în aer liber cu 300 de locuri, cu patinoar de 300 de metri pătrați, așa, cu alei, cu tiroliană, locuri de joacă, cu tot felul, cu niște păișoare pentru sanit priveliștea, să joci în șasă. Oferim atât locuitorilor cât și turiștilor care vin în Horezul încă un punct de agrement prin care să efectiv să-și petreacă timpul liber. Deci asta este... Vor fi spectacole, copiii vor avea pe unde să se joace, vârstnicii vor putea să se recreeze, că avem alei, sonorizare peste tot, zonă, v-am zis, de jucat șah, table, de admirat priveliștea din toată zona respectivă. Obiectivul proiectului este utilizarea unui teren degradat din zona Treapt, aflat în domeniul public al orașului Horezul. Lucrările de amenajare sunt în plină desfășurare, iar turiștii și localnicii se vor bucura de o varietate de activități sportive și recreative pe terenurile special amenajate.